Care sunt prioritățile de dezvoltare a comunității locale, Sfânt Ianeș? Prioritatea de întâi a satului Bariță e să facem o fântână pentru apaduc care ne-ar trebui în scurtă vreme, din cauza că fântâna bătrână nu mai are apă, s-a surupat izvorul, are undeva la vreo 4 litri de apă în secundă, dar aia nu poate ajunge pentru satul nostru, mai ales când sunt uscături mari. Al doilea priorități ne-ar fi... Cât costă această investiție? Investiția de pentru fântână de apă, pentru o șerșumă, cum îi spunem noi, ar fi undeva de la 4 până la 5 milioane, cu tot cu proiect, cu tot cu... Tot proiectul acela ar trebui să-l facă Optina și să se realizeze din buget, și din Optina, și din Pocăină, din Pocăină, de la Noi Sad, din provincia Noi Sad, da. Voivodina, da. A doilea prioritate ne-ar fi capela, pentru care toate acțiile le-am scos, avem planul, avem tot. Avem și anul ăsta băgat în bugetul plan de 2 milioane de dinari pentru capelă, dar suma sumarul banii ar trebui undeva la vreo 4 milioane după proiect. Așa, având în vedere că 2 milioane e băgat în bugetul plan de ștere, noi sperăm că capătăm ceva și de la autonom, de la Pocăină, de la Voivodina, dar dacă nu căpătăm, o să vigem cât putem anul ăsta, cât nu-l altan, să gătăm cu realizarea capelei.